Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum, deși pe fondul acestor imagini ar trebui să intuiți și bineînțeles că ați intuit că vom discuta despre vacanțele românilor, faptul că s-au terminat școlile până și în Italia și ne vin acasă și copiii de acolo și vor să facă vacanța și nu vor să o facă la bunici. Poate o fac împreună cu bunicii undeva, pe litoral, în Bucovina istorică, în Brand, în litoral, unde vreți voi, pe Valea Prahovei. V-ați gândit că așa va începe emisiunea și în mod corect cred că ați gândit bine. Dar, nu înainte de a spune un lucru foarte important. Astăzi la ora 17:32, fix, sharp, se împlinesc fix 100 de ani de când în Palatul Trianon de la Versailles, în Marele Trianon, au fost semnate documentele de după al doilea război mondial. Aveți și imagini, mulțumesc mult, Teddy. Nu vreau să mă întorc. Sau mă întorc, da. Aveți imagini, iată, 16 țări beligerante, de o parte, iată reprezentanții celor 16, aici erau și reprezentanții României. Documentul pe care îl vedeți, oamenii pe care îi vedeți, la ora 17, adică peste o oră și 34 de minute, ca să fiu sincer și sigur și precis, se va împlini 100 de ani. Moment care va fi marcat și în emisiunea noastră după ora 17, prin două corespondențe telefonice, ba chiar cred că una va fi prin Skype, cu aceasta prin Skype cu un mare și cu un valoros român prieten de suflet al meu și al vostru, o să vedeți, nu vă divulg încă despre ce este vorba, care ne va arăta, fiind în direct prin Skype, adică îl vom și auzi, îl vom și vedea, ne-a promis, nu știu la ce se referă, mi-a promis Tudor, legat de Trianon și de momentul acesta al împlinirii centenarului de Transilvania românească, atenție la formulare că nu greșesc nicio silabă. Când nu știu, învăț. Când am dubii, întreb. Când știu, sigur, afirm. Se împlinesc 100 de ani azi de Transilvania românească. Momentul unirii, adevăratei uniri a Transilvaniei cu România este azi. E adevărat, 1 decembrie 1918, Alba Iulia, e frumos. E un moment înălțător. Este și la moment al unirii. Dar recunoașterea pe plan mondial și alipirea oficială a Transilvaniei la patria mamă este legată, acest moment este legat fix de documentul care s-a semnat în acea clădire pe care ați văzut-o de către acești oameni pe care îi vedeți, iată și momentul semnării, minunat, după ora 17. Parcă nici nu-mi vine să renunț la subiect, dar trebuie să o fac pentru că la început, credeți-mă, merită după ora 17. Merită. Fac precizarea că am solicitat, cred că Teddy a vorbit cu 4 sau chiar 5 deputați UDMR. Niciunul nu a dorit să intre în direct. Spun asta și pentru Hergeu și ai lui, vigilenții neamului de la CNA, puși acolo politic să vegheze la bunul mers al presei, audio-video, dar nu pentru Hergeu spun asta pentru români, de origine română sau de origine maghiară. Nici un reprezentant al Uniunii Democrate Maghiarilor în România nu a dorit să intre în emisiune. Bine, eu știam că nu vor dori. Mi-am acoperit, cum se spune, oala. Numai că era un moment să discutăm. Nu despre spirit revanșard, nu despre iredentism, să discutăm despre puțină istorie, cât ne permite nouă spațiul minim, infim, alocat în emisiune acestui subiect uriaș. Bine, după ora 17. Hai să schimbăm registrul de imagini și să îi spun bună ziua lui Cristi Bărhălescu. Cred că ești pe litoral, Cristi, nu-i așa? Alo? Văr, sunt pe litoral, bună ziua! Bună, Cristi, te rog mult să-mi spui cum, așa, după părerea ta de expert, cum se deschide litoralul românesc pentru turiștii din România, pentru că ce o să facem împreună nu o să-ți placă, probabil, o să deschidem un site, am ales un site la întâmplare și de pe acolo, de pe site-ul ăla, o să comentăm cu tine și cu, nu numai cu tine, și cu Ciprian, cu Enea și cu doamna Marlena Stoian de la Antrec. Bă, prețurile la bulgari, prețurile la români, prețurile la greci, pentru că aici e bătălia pe turistul român. Între voi, oamenii care faceți turism, mâncați o pâine din turism și oferiți servicii în turismul românilor, bă, și vecinii de la bulgari,
și vecinii și mai de departe un pic, dar nu foarte de departe, de la greci. Tu ai văzut cumva prețurile, ofertele și serviciile propuse de către aceste trei țări? Păi, vindem Bulgaria, vindem Grecia, vindem și litoral românesc, așa că sunt în măsură să comentez aceste prețuri. Cu siguranță că pot să spun dacă există un decalaj atât de uriaș cum câteodată speculează presa sau nu. Bine, fii atent că ai folosit un termen care mă vizează și pe mine fiind partea presei. Îl salut, cine e? Cipriane alături de noi, nu Teddy? Salut, Cipriane! Alo? Bună ziua, bine v-am găsit! Ciprian Enea, consultant în turism, Cristi Bărhălescu este chiar vicepreședintele ANAT-ului, Agenția Națională a Agențiilor de Turism. Autoritatea asta, cum sud-est. Să zic, care... Poftim? Pe sud-est. Pe sud-est, lasă-mă, bine, pe sud-est. Poate am eu vreo premoniție că trebuie condusă și la nivel național. Ideea e așa, cu cei doi deocamdată și o să o avem și pe Marlena Stoian de la Antrec, de la cei cu turismul rural. O avem, bine, să rămână, Marlena. Pe tine puțin mai târziu te iau și pe tine la întrebări. Deocamdată, haide, scoate puțin cele două imagini să ne uităm pe site împreună. Ascultați creștinilor, tineri și bătrânilor, puncte de vedere autorizate, dar nu înainte de a vedea oferta la zi, cum se spune, online, acum când vorbim. Ce zic bulgarii, ce zic grecii, ce zic românii. Hai, Teddy, hai odată cu site-ul. Hai că pierdem timp din emisiune, aștept. Trece emisiunea până dăm un site. Până să încarcăm, păi n-a băgat cărbunii. Nu s-a făcut jarul. Stați un pic. Luați site-ul, fraților. Nu contează site-ul, este IRI, ca să nu zică lumea că nu... IRI Travel, l-am spus odată, litoral România. Mergem unde? Nu în Delta Dunării, mama. Aia, de la 110 lei, clic, zang, cele mai căutate și bune oferte, Mamaia, de la 110, ia priviți creștinilor, 427 de euro, 600, așa cu tare, 600 de euro, atenție, nu pe seară, dar pe seară, dă înapoi un pic, Teddy, nu, înapoi pe Mamaia, la început, da? Uitați-vă un pic, Mamaia, de la 110 euro, lei pe seară, pe seară, de persoană, okay. În Jupiter, dă click, de la 50 de lei pe seară, cu tare, dar nu mai da click, nu mai intra, că mă crede lumea, 527, 478, 611 euro, alea cu tare. Atenție mare, înapoi. În Constanța, în Saturn, avem prețul, bă, hai să mergem la bulgari un pic, Teddy, mai jos la bulgari, iată Bulgaria, frate. Bulgaria zice așa, de la 10 euro pe seară, în Albena, în nisipurile de aur, de la 10 euro pe seară, adică 40 și ceva de lei de persoană. De la 7 euro în Sunny Beach, în Obzor 14 euro, Nesebar, celebra Nesebar 12 euro, 5 euro, văd bine mă, 5 euro la Balcic? Ai, lasă-o, dracu, Balcicul, frate, are și o conotație istorică. Știți că acolo a fost inima reginei Maria și a fost adusă la Bran, de la Balcic, de la castelul din Balcic. Nici nu vreau să spun istoria Balcicului în raport cu România. 10 euro, și mai departe. Aici și la greci un pic. Bă, spun, aceste oferte sunt acum când vorbim. Oferta la greci, la turci, pardon, cu șadasă, 11 euro de persoană pe seară. Da? Sejur la Bodrum, 320 de euro. Stai mă, Teddy, de ce mă bagi la turci? Du-mă la greci. Păi Grecia, așa mă, lasă-mă la greci. Halkidiki, frate. 12 euro pe seară de om, 10 euro la Paralia Caterini. La Tasos în insulă, 16 euro. La... mai departe. Acum te întreb așa direct, băi Cristiane. Păi cum să nu vinzi Grecia și Bulgaria în draci frățioare... Când diferența de calitate a serviciilor, de preț, este absolut halucinantă. Întrebare, de ce? Hai să ne uităm puțin la ce ne-am uitat acolo. Ne-am uitat la o firmă care și-a făcut reclamă spectaculos în ultimele zile, ieșit cu, hai să spunem, o păcăleală.
aici. A. Comparăm o săptămână în România 400 și de euro, pentru că dacă intrăm pe litoralromânesc.ro, că da, tot fai să facem reclamă și la alții care da, se mută la bine, cap. Să știi că, Cristi, emisiunea asta nu-i fă... Cristiane, nu e făcută emisiunea ca să fac reclamă că eu îmi doresc ca bun român ce mă cred și ce mă pretind. Eu doresc să fac ai noștri cât mai multe concedii și vacanțe la noi, în stațiunile noastre. Eu spun așa, la Saturn acum avem 70 de lei camera pe noapte la hotel de 2 stele, avem 120 de lei la hotel de 3 stele, avem 240 de lei la 4 stele. Camera însemnând, Cristi, camera însemnând două locuri? Două locuri? Camera. Camera? Camera de două locuri? Dar bineînțeles, deci e 35 de lei de persoană. Despre asta discutăm. Iar aici este un truc pe care îl folosesc unele agenții să iasă în față. Eu sunt convins că în momentul de față, dacă intrăm pe alt site, vom vedea prețurile reale. Dar să le comparăm pe zi. Pentru că au făcut un truc aici pentru a ieși în față și au păcălit toată mass media și le-a făcut reclamă fabulos. Reclamă de care nu se bucură nici agenția domnului Ciprian, nici a mea. Nu știu cum e agenția, îți dau cuvântul meu. Fii atent, Cristi. Sfânta Vinde Cruce, Bulgaria, fac, Cristi, îmi fac Sfânta Cruce, nu știu al cui e site-ul la jur. Eu îți spun așa, presa centrală de la București vorbește despre un tun estival dat de ai noștri. Eu nu vreau să fiu alături de ei, dar nici nu pot să nu menționez. Dă știrea, Teddy. Este vorba de un tun pe care mulți dintre providerii de servicii în România, iată știrea, nu asta mă, nu Teddy asta, cu tunul de pe litoralul românesc, Teddy, știrea, tunul, o avem? Bun, dacă nu avem, asta e. Crede-mă pe mine. Așa, comparație de preț vacanța la mare în România, Bulgaria și Grecia, dar nu asta era știrea. Nu, asta înseamnă că nu ți-am pus eu știrea în lista de bucate de azi. Vorbește despre un tun în sezonul estival pe litoral. Cipriane, tu cum vezi? Da, analizând un pic lucrurile, și eu zâmbesc văzând această știre, am urmărit destul de atent care a fost reacția mass media. Într-adevăr, este o știre spectaculoasă care pare să vină cu informații bombă, dar în realitate lucrurile nu se prezintă în tocmai precum a sunat acel comunicat de presă, preluat într-adevăr de cea mai mare parte din mass media. Dacă stăm și comparăm cu adevărat servicii similare la hoteluri similare, lucrurile se prezintă în felul următor. Pentru cine vrea all inclusiv, Bulgaria un plus. Este de netăgăduit faptul că dacă te duci într-un hotel în care să stai și să beneficiezi de un anumit tip de mâncare la grămadă, de servicii într-adevăr la îndemână, cu o piscină îngrijită, curată, accesibilă în funcție de numărul de stele pe care le are hotelul, plusul este la Bulgaria. Dar aici trebuie să luăm în calcul faptul că dacă vom compara o săptămână la Bulgar cu o săptămână în România, practic pentru a găsi o stațiune care să se prezinte cât de cât interesant pentru turistul român de all inclusive, destul de pretențios de altfel, vom merge undeva mai către sudul litoralului. Asta bulgăresc. Asta înseamnă că vom petrece o zi la dus, o zi la întors. Deci practic plătim o săptămână, dar beneficiem real de 5 zile de vacanță. În România plătim o săptămână și dacă venim dintr-o zonă potrivită, bine, în 2-3 ore așa, deja suntem la plată. Eu te întreb așa și pe tine, Cipriane, da, și pe Cristi. Vă întreb așa, titlul pe care îl vede lumea acum pe micile ecrane, care nu e doar dintr-o singură sursă, am ales eu o singură sursă, politica tunului estival, hotelierii aruncă... Fii atent aici, Cristi. Hotelierii aruncă în aer prețurile de pe litoral. Și în acest articol, și nu e doar acesta, sunt multe, se vorbește despre faptul că hotelierii din România încearcă să recupereze coronavirusul și pandemia din prețurile pe care le bagă pe gât celor care vin pe litoralul românesc în iulie, august, sfârșit de iunie și început de septembrie. Exclus așa ceva. Acum vedem prețurile reale. V-am spus, intrați și pe site și la mine, la icar.ro, zona de litoral, cazare litoral, și o să vedeți că prețurile sunt mai mult decât accesibile, sănătoase, normale, negociate anul trecut în septembrie. Nu poate să le schimbe peste noapte. N-am primit nicio informare de la hotelier. Din contră, vom intra cu oferte speciale. De ce? Este la mintea cocoșului. Pentru a-ți umple un hotel, te duci și vii către piață cu prețuri mici ca să-ți umpli cât mai multe nopți de cazare. Tu vrei să umpli, dacă e 60-70 de nopți, litoral românesc are undeva la 45-40 de nopți de cazare medie. Sunt puțini care reușesc să urce mai sus spre 60-70 de nopți de cazare.
Și atunci cum te duci ca să-l umpli? Cu prețuri mici, că decât să vinzi o singură noapte pe an la un preț exorbitant, mai bine vinzi mai multe nopți la un preț mai mic. Asta este politica. Spuneți-mi, Cristi, spuneți-mi și mie întâi tu și apoi Ciprian, ce diferență este, că nu știu și trebuie să afle și cei de acasă când se hotărăsc, când își iau familiile și să suie la tren sau la mașină încotro să se ducă ca țintă finală, ce diferență este, Cristi, de exemplu, și Cipriane, între trei stele românești, trei stele grecești și trei stele bulgărești, ca să nu mergem la all inclusiv, că acolo merg ăia cu bani mai mulți. Eu vorbesc de noi, de ăștia cu bani mai puțini. Care e diferența între aceste trei stele, ca să înțelegem? Da, pe bune! Hai să vedem. Diferența este următoarea. La 3 stele în România ai condiții foarte bune, clasificate de către hotel, iar românii vin pe litoral pentru plajă sau la munte. Se duc pentru munte, pentru ceea ce se întâmplă în jurul hotelului, mai puțin pentru toate facilitățile din hotel. Dar hotelurile de 3 stele sunt foarte, foarte bune. La bulgari, prin comparație, în hotelurile de 3 stele s-a investit de către companiile germane. Eu am fost într-un 4 stele în care n-am fost satisfăcut. Patul era foarte mic. Nu dau nume, am fost acolo. Dar există și hoteluri bune, construite nou de la zero, care oferă condiții. Plaja este relativ apropiată, mai puțin nisip decât la noi, chiar unele zone fără nisip. La greci, iarăși trebuie să duci să cauți plaje cu nisip. Românii sunt iubitori de plaje cu nisip. Dacă îi duci în zonă de pietriș, la spa nu le convine. Dar condițiile din hotel, Tasosul are de câștigat iarăși, pentru că sunt hoteluri mici de 3 stele, nu sunt hoteluri mari, structuri care au și 4-500 de camere, cum este la noi. Ta. Nu uit, mă, mă tot bate la cap, Teddy, să nu uit de Marlena. N-am uitat de tine, Marlena, o să vin imediat și la tine. Ciprian, părerea ta despre aceeași întrebare, răspunsul tău. Da, dacă vorbim despre hotelurile de 3 stele din România, în general sunt hoteluri bine amplasate, sunt hoteluri amplasate în front line sau în cel mai... Bine, până refacem legătura... Hotelurile bulgare au... Până refacem legătura cu Ciprian Enea, vă citesc, domnule vicepreședinte, îți citesc, Cristi, următorul mesaj. Cum e posibil să spună domnul vicepreședinte că este vorba de 70 de lei la 2 stele, când la 2 stele, zice cetățeanul, nu poți să faci duș în cameră sau rare ori faci duș în cameră, faci duș la comun, este vorba de aproape 15 euro. E adevărat pe cameră, adică 7-8 euro de persoană, numai că este vorba de 2 stele, adică vai mama lor de condiții, Cristi. Au apă caldă, toate hotelurile acum au apă caldă, este adevărat, nu sunt hoteluri renovate să aibă aer condiționat, dar sunt curate, sunt zugrăvite, sunt cu mobilierul puțin mai vechi, dar să știți că dacă nu ar fi cerere pe piață, nu ar exista aceste oferte. E, acele partea, hoteluri aia sunt partea proastă, că așa noi, pentru ca turist... își doresc oameni să meargă acolo. Na, bă, Cristi, știi care e treaba? Oamenii mulți nu își doresc, bă, dar n-au altă soluție. Nu își permit, crede-mă. Adică hotelierii români ar trebui să facă de așa fel încât să ridice standing-ul, să ridice nivelul, să nu mai profite de faptul că mulți dintre noi n-avem bani să trecem granița, să mergem la nisipurile de aur sau la Kuşadasi în Turcia. E crede. Eu am fost în Kuşadasi. Vrei să spun ceva, Cristi? Este vai steaua lor. N-ai unde să faci baie dacă te bagi în apă, te calci pe arici și te umfli la tălpi. Este vorba numai de pietre, este vorba de vorba ta, fără plaje cu nisip la Kuşadasi, e vai mama lor. Numai că, repet, all-inclusive-ul acolo e all-inclusive, 3 stele e chiar 3 stele, nu e vrăjeală, nu e prosteală și prețul, raportul preț-calitate e bunicel. Asta datorită faptului că acolo, când se construiește un hotel, deja se duce proprietarul sau managementul către fermierii de alături și contractează pentru următorii 10 ani sau 20 de ani să știe că își asigură produsele la cel mai mic preț. Bravo. Și astfel optimizează prețurile și dă de lucru și la cel de lângă hotel. Păi și la noi de ce nu-i pune, Cristi? Agricultură și transport și tot. Și la noi de ce nu-i pune să facă la fel, mă, Cristinele? De ce nu-i pune? Că avem și noi producători. Vreau să spun ceva la Kuşadasi, pepenii pe care îi mâncam la fiecare mic dejun sau seara, tăiați și scoși sâmburii din ei, erau exact ce spui tu, Cristi. Antamas pe 10 ani de la aia care au bostănării în zona Kuşadasi până la Efes și luau pepenii aproape pe nimic, dar mulțumit să fie și fermierul.
Păi să vedem că la noi se duce și ia pătrunjelul cu 5 lei legătura și trebuie să aibă factură de la supermarket că, sau de la furnizor. Păi de ce? Nu poate să ducă să ia direct din piață. De ce? Pentru că așa sunt legile făcute. Mă întreb pe mine, întreabă-i pe cei care sunt la furnizor. Da, mă, Cristi, și de ce te întreb pe tine? Că ești vicepreședinte ANAC și pentru că tu și alții ca tine puteți schimba regula jocului în sensul în care să nu mai fie mafia interpușilor și eu turist să găsesc prețul pătrunjelului în nota de plată la masă la hotel, mă, Cristi. Eu spun așa, gândește-te că sunt 20 de ani de când aveam lege prin care să punem liziere pe zona de nord a autostrăzii Soarelui și noi în fiecare iarnă ne uităm că este înzăpezită și de la Constanța nu pot să ajung până în București, în condițiile în care în termen normal fac 2 ore. Iarna n-au pus de atâta mari de vreme lizierele respective. Păi și eu să întreb acum de ce nu sunt în stare să faciliteze accesul fermierilor către direct către hotelieri, când asta trebuia făcută foarte Marilena, simplu, prin Marilena ordine Stoian. De ministru. Marilena Stoian, ești prezent. În direct. Zine, te rog frumos, cum stă antrecul, cum stau pensiunile, mai ales în zona pe care tu o cunoști foarte bine, a Branului Moeciu. Te întreb așa, aveți probleme sau la voi lucrurile intră rapid în normal? Probleme efectiv nu sunt. Așteptăm să vină din ce în ce mai mulți oaspeți. Au crescut zilele acestea solicitările pentru weekendul acesta în primul rând și deja și pentru lunile de vară, iulie-august. Ne bucurăm că oaspeții revin. Sunt foarte mulți care revin în pensiunile în care au fost. Un punct de atracție este gastronomia. Noi încercăm în plus să le oferim mai multe programe pentru a petrece timpul liber și mă bucur că multe pensiuni și în zona Bran Moeciu, Fundata, leagănul turismului rural românesc, dar și în alte zone, la cazanele Dunării, în Apuseni, în zona Buzăului, sunt tot mai multe activități, posibilități de plimbări cu bicicletele, rafting lângă Târgu Jiu, de exemplu, cheile Sohodolului, o zonă minunată, propice pentru rafting și pentru alte activități. În Mariana, fii sinceră, ne știm de atâta amar de vreme și nu te știu femeie care să vorbește aiurea. Ați crescut sau nu ați crescut prețurile la cazare și la masă ca să vă recuperați pierderile produse în mod evident de coronavirus și pandemie? Da, până acum nu s-au mărit prețurile. Nu știu ce va fi în lunile iulie-august, pentru că totdeauna e vorba de cerere-ofertă, dar nu s-au mărit prețurile. Vreau să vă spun și ție și colegilor că am avut ieri o reuniune, bineînțeles online, cu Eurojitu și spuneau că în anumite țări, Austria spunea, care este o destinație extraordinară de agroturism, Germania, au mărit prețurile la pensiuni pentru că cererea este foarte mare. În România încă nu a fost cazul. Noi am mers pe ideea de fidelizare, mai ales cum am spus și la începutul intervenției mele. Sunt mulți turiști, mulți oaspeți care au mai fost și este deja o relație stabilită și vrem să îi păstrăm în continuare. Foarte tare. Ciprian, sper că acum ne auzim bine și te întreb în calitatea pe care o ai de reputat consultant în turism. Este evident că pandemia face ca mulți români, foarte, foarte mulți români, să pregete, să nu mai iasă din țară, să-și țină copiii și familiile în țară, să facă vacanțele, concediile în țară. Întrebare, nu e momentul, în opinia ta, ca în țară să găsească măcar aceleași prețuri, nu mai mici, că n-au cum, dar măcar alea de anul trecut, ca să îi fidelizeze, cum bine spune și Marilena, să nu mai plece și să consume banii acasă? Dacă vă amintiți, acum 2 săptămâni, într-o emisiune, tot la postul dumneavoastră, noi am anunțat această posibilă creștere de prețuri pe România. Toată lumea se aștepta la scăderi fabuloase și au fost destui oameni în turism care au anunțat scăderi de 10, 20, 30, 50%. Este imposibil să avem prețuri mai mici în acest an. Corect, corect. Din următoarele considerente. Pe de-o parte, trebuie să luăm măsuri speciale împotriva coronavirusului și sunt măsuri care implică costul. Știți și noastră, cât costă o mască, cât costă dezinfectantul, cât costă toate aceste lucruri. Oameni care să trebuie să avem mesele la distanță, strungurile la distanță. Așadar, este un an extrem de dificil, cu multe costuri suplimentare de operare pentru hotelier, pe de-o parte. Pe de altă parte, să nu uităm că cererea și presiunea pe care turiștii români o pun
pe turismul românesc în această perioadă este foarte mare. Sunt turiști care nu au putut să meargă în aprilie, în mai, în iunie, în vacanțe. Sunt turiști care în mod tradițional mergeau oricum în iulie și august, așadar ne așteptăm la o supracerere. De fiecare dată când ai supracerere, prețurile cresc nu pentru că își propune hotelierul să facă bani mai mulți, pentru că el are costuri pe care n-a reușit să și le programeze din timp. Nimeni nu se pregătește cu atâta personal pentru supracerere. Este foarte riscant să angajezi cu 40% mai mult personal cât ai nevoie. Ori să angajezi personal pe ultima sută de metri, să vii cu oameni pe care nu-i găsești. Toată lumea licitează la salarii, efectiv. Se pură oameni buni într-o parte în alta, fac echipe de 10, 20, 30 de oameni. Ajung salarii să se dubleze. În aceste condiții, cererea publicului impune un cost major. Nu pentru că își propune hotelierul să facă bani, câștige mai mult, ci pentru că este presat să prețul pe ansamblu. Am înțeles, mulțumesc mult. Am înțeles, Cipriane. Am înțeles, mulțumesc și ție. Mulțumesc, Marlene. Rămân un pic cu Cristi să-l întreb așa. De fapt, nu e întrebarea mea. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă și care mi-au scris și mie și lui Teddy pe mail, pe SMS, mă roagă să îi întreb pe cei de la mare. Și e corect întrebarea. Cum asigurați, Cristi, cum se asigură deținătorii de plaje? Cum asigură controlul la intrarea pe plaje? Premierul a spus că e voie și cu cearșafuri, e voie și cu de-astea proșoape, dar numai în zonele rezervate special, nu acolo unde sunt șezlonguri. Te întreb, ați verificat totul în regulă din punct de vedere al controlului, ca Doamne ferește să nu ajungem iar să ne bage ăștia în case cu ordin de ăsta, cu stare de urgență, de alertă? Acum este responsabilitatea fiecărui operator de plajă să-și asigure personalul care să facă acest lucru. Personal calificat mai greu, că nu poți să angajezi medici care să meargă să ia temperatura pe plajă, dar condițiile impuse sunt respectate. Slavă Domnului că nu avem în perioada asta decât Rusaliile ca și perioada aglomerată și sperăm ca după 15 să reducem din aceste condiții sau pretenții și după 1 iulie să se renunțe de tot în condițiile în care nu vom mai avea cazuri deloc. Iar speranța este că după ce se vor scoate restricțiile, nu o să vedem introduse umbrele în locurile goale dintre șezlonguri, acolo unde s-a lăsat loc acum pentru... Ca să fim, Cristiane, ca să fim corecți, tu nu rămâne decât să mă confirmi, pentru că ești specialistul, ca să fim corecți oameni buni, să știți că sunt cheltuieli pe care orice hotelier, orice deținător de cârciumă, de terasă, de plaje, le are, aceste cheltuieli le are oricare dintre ei, doar pentru a respecta normele impuse de Guvernul României, dezinfectanți. Astea, cum se cheamă, distanțări, care înseamnă mai puțini oameni în aceeași suprafață de plajă. Măști, cam 50 de euro de persoană de angajat pe fiecare lună sunt în plus, plus faptul că traseele pe care trebuie să le stabilească, benzile, distanțarea, faptul că au mai puține locuri la mese în, pe terase, toate acestea duc spre scădere, iar statul nu intervine. Zi-mi, la sfârșit de interviu, zi-mi așa, dar repede, fără să dai nume, cum merg vânzările? Au început oamenii să plece, să-și înceapă rezervări pentru afară, pentru în țară? Da, au început să facă rezervări și în țară și afară. Merge deja litoralul românesc, sună pentru iunie, iulie, august. Pentru Bulgaria avem care pleacă weekendul acesta. Culmea, chiar dacă încă vor, la întoarcere vor avea parte de restricții, se duc până în Bulgaria, avem și pentru Grecia, pentru iulie, august. Nu mai au, atenție, Cristi, nu mai au restricții, să nu-i dezinformăm pe oameni, nu mai aveți restricții. Grecia și Bulgaria sunt țări în care puteți merge în concediu și la întoarcere nu intrați în carantină, cel puțin așa știu eu. Nu, Cristi? Se intră în izolare după ce se întoarce până în data de 15 iunie, conform datelor de la DSP, va intra în izolare. Am înțeles. Izolarea acasă la domiciliu. Am înțeles. Bine, da. Deci după 15 va fi scoasă și această normă. Mulțumesc mult, Cristi Bărhălescu. Ne întoarcem, oameni buni, la subiectul pe care l-am făcut și ieri, care subiect este făcut de toate televiziunile de știri de pe planetă, toate casele mari care furnizează imagini, care furnizează știri. Avem deja imagini despre ce vorbim. Oameni buni. Informațiile sunt așa, informațiile de ultimă oră și le vom comenta cu cineva care chiar știe gazetărie și nu bagă în ele, cum se spune, adică nu se apucă să facă manipulare televizată. Se numește Oana Stănciulescu și o salut. Bună, Oana! Bună, Tudor! Păi, prietena mea, în primul rând îți spun la mulți ani de ziua Unirii, ziua semnării tratatului care a certificat Unirea Transilvaniei pe plan internațional, a certificat cu țara mamă 4
iunie 1920, Trianonul. Știu asta, îți spun asta pentru că știu că primești acest la mulți ani cu sufletul tău de româncă indubitabil curată. Te întreb așa. La mulți ani și ție, Tudor, că e o zi foarte importantă pentru poporul român și știi bine că și eu ca și tine sunt pasionată de perioada aceea și de oamenii politici care au făcut după posibilă... Ora 17, după ora 17, uite-te că merită la emisiunea pe care cu puterile noastre o facem. Informațiile care ne-au venit nouă și tuturor de pe planetă, de la poliția din New York și nu doar din New York, dar acolo a fost cel mai tare făcută ancheta, spune așa, bande organizate au jefuit magazine de brand, au jefuit sedii de bancă și bancomate, au jefuit magazine și supermarketuri americanești, nu de alea de branduri străine. Sunt imagini în acest sens și vreau să vă spun așa, dă-te de imaginile cu Rolls-Royce-ul. Să vedeți cum se participă la JAF. Bă, JAF la drumul mare. N-are nicio legătură cu moartea, Dumnezeu să-l odihnească, al lui Floyd. Nicio legătură. Moartea aceluia, aveți în imagini, o mașină de 300 de mii de euro. Iată-o, dă-i stop cadru, dă-i stop cadru un pic, Teddy. Mașina din dreapta imaginii, îi se vede numai botul. Imediat o să vedeți, are... preț de catalog pornind de la 300 de mii de euro și participă împreună cu o gașcă de băieți foarte bine utilați la jefuirea unui magazin de mare brand, de mare fițe. Iată mașina, aceasta este mașina din planul 2, aia care e cu roțile un pic bracate. Aia e mașină de 300 de mii, hai să nu zic 300 de mii, 200 de mii de euro ca popa, indiferent, și second hand, dacă ei sub 150 de mii de dolari, nu poți să te atingi de ea. Participă la JAF. Păi dacă are legătură cu rasismul, dacă are legătură cu Ku Klux Klanul, dacă are legătură cu sclavia din Statele Unite care a încetat după sclavia din România, Cogălnicianul i-a scos pe țiganii noștri din sclavie înaintea americanilor cu cetățenii de culoare. Ei, dacă aceste imagini credeți că au legătură cu moartea lui Floyd, vă spun eu, nicio legătură. Cum în Anglia, în 2011, n-avea nicio legătură cu moartea celui cetățean de culoare. Cum Traoré, în Franța, a fost reînviat absolut spectaculos în ultimele 24 de ore. Un tânăr, e adevărat, de culoare, mort ca și Floyd în circumstanțe regretabile. Regretabile. Oana. Adevărat, nu au ce vedem acolo la televizor și vedem de ceva vreme încoace, dar mai cu cădere, precădere de ieri încoace, n-are legătură. N-are nicio legătură cu protestul cum a început și pentru ce a început protestul. A degenerat, asta este limpede, cunoaștem și noi, Tudor Barbu. Că și la noi au degenerat multe proteste din 90 încoace și tu știi, eu am fost martor la multe, și unele au început pentru libertate, democrație și au sfârșit cu autobuze incendiate. Deci cred că sunt două lucruri foarte distincte. Protestul care a început pentru după moartea lui Floyd, despre care scrie toată presa, la care s-au atașat aceste bande și au profitat de situație. Acum, știi, Tudor Barbu, și dacă te uiți la presa din America, am încercat să mă uit și să citesc diverse publicații sau televiziuni, într-un fel vezi protestele de la CNN, altfel le vezi la Fox News. Normal, depinde ce casă de știri între Fox și CNN îl iubește sau îl detestă și îl vrea plecat pe Trump de la Casa Albă. Exact. Dacă te uiți la CNN, îi vezi pe democrați, vezi punctele lor de vedere cu precădere. Dacă te uiți la Fox News, îi vezi punctele de vedere a lui Trump, nu neapărat ale republicanilor, dar și ale republicanilor. Deci ca și aici, acolo trebuie să știi unde să te uiți. Eu vreau doar să vezi. Vă spun un lucru pe care n-are cine să vin mai spună în presa din România. Nici măcar Oana, căci nici Oana nu era în presă la momentul la care fac eu referire acum. Corespondentul nostru al televiziunii române, în martie 1990, pe zona Târgu Mureș, se numea Dorin Suciu. Dorin, se numește și acum, că da, e mai în vârstă, a ieșit la pensie. De altfel, un gazetar și un cameraman, că făcea și imagine și reportaj impecabili. Amândoi, doi într-unul era. L-a trimis conducerea televiziunii române, l-a trimis academicianul Răzvan Teodorescu, președintele televiziunii române, la Iureșul care se anunța. Era deja, tensiunile erau, cum să zic, pe creastă. Povestea cu Cofariu și cu incendierea absolut a spiritului românesc și spiritului maghiar, ambele incendiate. Și când s-a cazat acolo Suciu, de fapt când s-a dus la locul cu pricina, o echipă a unei televiziuni din Suedia era deja cazată. Atenție, din cauza diferenței de fus orar nu se întâmplase încă nimic la Târgu Mureș. Nu se întâmplase nimic. Ca să înțelegeți,
cum se face. Nu vă mai spun de 90 mineriadă, nu vă mai spun de 91 și mai departe, și nu vă mai spun de 89. Cine filma, cum filma, ce filma, da? Cum s-au găsit bani, nu mai dau nume, că mi-e rușine, am fost coleg cu ei. Cum au găsit mașină de scris electronică la un sediu de partid istoric, cum au găsit valută la alt sediu, droguri la alt sediu, vrăjala aia absolut îmbâxită și groaznică, de tristă amintire puțin spus, pe care TVR-ul a făcut-o în perioada de după, imediat de după 1990, după evenimentele din decembrie. Oana, te întreb așa. Astăzi știrea care pe mine m-a șocat este următoarea. Pentagonul îl contrazice, așa e știrea pe multe fluxuri. Pentagonul contrazice pe Trump. Unde suntem noi dacă partenerul strategic, Statele Unite, Oana, a ajuns bicefal la Casa Albă un lider și la Pentagon probabil alții care îl contestă pe șeful suprem al armatei americane, președintele? Trebuie să spunem și că președintele Donald Trump a făcut un pas înapoi după această declarație și ea se referă la o chestie extrem de importantă și de gravă, la scoaterea armatei pe stradă, ceea ce nu este un lucru chiar așa de mic, chiar atât de minor, pe care să-l faci așa, Tudor Barbu, știi foarte bine consecințe, fiind îngrozitor de mari, mai ales la o putere și la o țară cum este Statele Unite, la care ne uităm și noi cu toții și aici de peste ocean și nu numai, pentru că până la urmă este vorba de supremația în această lume. Ce rol mai are sau pe ce loc mai este cea mai puternică națiune care a fost până acum, evident. Și probabil că va fi de acum încolo, dar foarte mult s-ar bucura de aceste... Oana, te întreb așa, când a zis, te întreb așa, eu nu sunt nici fan, dar nici acuzator al lui Donald Trump. Eu am o doză uriașă de respect pentru el, pentru că este licuriciu la care noi, 19 milioane de români de acasă, ne uităm ca umbrelă de siguranță, de securitate națională. De aia, indiferent cine e la Casa Albă, că-l cheamă Trump, că-l cheamă Biden, că-l cheamă Obama, că-l cheamă Clinton, eu, Tudor Barbu, am ajuns să mă uit cu respect forțat și fortuit. Adică întâmplător, dar obligatoriu, să mă uit, pentru că e singura mea, a mea și a familiei mele, formată de 19 milioane de români, singura șansă să fiu liniștit mâine dimineață. Te întreb. Se referea la scoaterea armatei americane sau a gărzii naționale? A gărzii naționale. Păi în 1992 am dat eu imagini, nicio altă televiziune n-a dat, nu înțeleg de ce. Prietenul nostru, George Bush, bătrânul, a scos în California Garda Națională cu tanchete. Bă, și n-a zis nimeni să plece George Bush de la Casa Albă, n-a sărit presa de cur în sus. Dacă mâine scoate Putin garda lui națională, nu sare nimeni de cur în sus. Dacă Xi Jinping scoate garda națională, la ei nu e cazul, la ei e doar dintr-un singur telefon și ai văzut ce face. Trimite hinghierii și ia pe aia cu coronavirus după stradă. Da. Așa? Deci, eu nu înțeleg, Oana, și apelez la tine care ești și sinceră și poate știi și mai bine ca mine. Păi de ce? De ce e așa? Păi, Tudor, hai să spunem lucrurile pe nume. În primul rând că este an electoral. În al doilea rând trebuie să ne uităm foarte bine la toate declarațiile. Uite, a ieșit și Jimmy Carter, a ieșit și Obama, au ieșit foarte mulți democrați care văd aceste proteste dintr-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit unghi. Au ieșit și republicanii în frunte cu președintele SUA, Donald Trump, care este reprezintă Partidul Republican. Deci, în primul rând, că este, spre deosebire de alte dăți, e o altă situație, un alt context. E an electoral și doi la mână, după cum vezi că au escaladat aceste conflicte rasiale. Cred că acum câțiva ani, un deceniu, două decenii, nu era momentul potrivit pentru astfel de discuție nici măcar în America. Iată că au profitat, mă rog, sună ciudat spunând, au profitat de moartea lui Floyd ca să pună pe tapet una dintre temele cele mai spinoase din Statele Unite. Atitudinea poliției, dar și a justiției, Tudor Barbu, pentru că ai văzut că în ultima vreme, în ultimele zile, presa din America a pus pe tapet
toate procesele întârziate în care victime au fost persoane de culoare și agresorii erau albi, în special din poliție. Mulțumesc mult! Acum trebuie toate aceste procese și e o discuție întreagă dacă justiția mulțumesc a reacționat mult, bine sau nu. Mulțumesc mult, Oana! Îți promit că ne vom mai auzi pe tema asta pentru că sunt ferm convins că lucrurile vor evolua. Am ferma convingere că lucrurile vor evolua. Să dea Dumnezeu să n-am gura spurcată și să fiu eu în eroare. Apropo, mulțumesc mult, Oana. Apropo, oameni buni, pentru că am invocat momentul Târgu Mureș, Cofariu, 1990 martie, eu vreau să spun așa. Mă număr printre gazetarii care au auzit expresia vin minerii, cel mai mult dintre toți cei care acum fac televiziune în România. De ce? Pentru că am fost acolo unde s-a auzit și prima, și a doua, și a treia, și a patra oară, cel puțin primele patru dăți, adică în televiziunea română. Vin minerii. Perfect. Și acum am auzit ieri și am văzut televiziuni cu pretenții care scriau pe ecran vin minerii. Vin minerii în capitală. Bă, am zis, ok. Dacă spun alții, o să creadă lumea fie că sunt necuplat la realitate, fie manipulator, adică bag sub preș o informație, vin minerii și Barbu tace, dar Barbu care totuși are pretenții că știe cum e, cum a fost, cum e. Bă, ideea este așa. Sunt foarte multe voci care, profitând de ce se întâmplă în Statele Unite, în Paris, acum în Londra, acum când vorbim, a ajuns și în Londra, mișcarea Floyd, Dumnezeu să-l odihnească, cu rasismul, a traversat canalul mânecii de la Londra la Paris și s-a întors înapoi la Londra. Bine, acum ideea e următoarea. O să avem două telefoane. Președintele cartelului Alfa, Bogdan Hosu, și unul dintre politicienii care cunosc mineritul românesc la nivel de detaliu, liderul liberal al județului Gorj, unde mineritul de suprafață, mă refer, e la el acasă. Bună ziua, domnul Hosu! A, după pub, întâi publicitate și nu ratați povestea adevărată a expresiei vin minerii în 2020, 6 iunie, România. Ne-am întors în direct, oameni buni. Ludovic Orban, acum 48 de ore, anunța o restructurare generată și de decizii europene, Green Deal și altele, o restructurare a sistemului energetic românesc. După jumătate de oră a apărut sintagma vin minerii la București. Bună ziua, domnul Hosu! Bună ziua! Bună ziua, domnul Vâlceanu! Bună ziua! De ce vin, domne, minerii la București, a nu știu câta oară, domnul Vâlceanu? Nu vin minerii la București, domnul Barbu. E o... cum să vă spun, o chestiune de presă sau mai mult de mod de exprimare a unor cetățeni sau concetățeni din județul Gorj. Nu se pune problema de așa ceva, iar în ceea ce privește subiectul ăsta, cred că toată lumea, și mă bucur că l-ați invitat și pe domnul Hosu, pentru că e un om care e la curent cu speța asta, știe că la nivel european sunt luate anumite decizii, că toate statele membre până în 2050 trebuie să se să rezolve această problemă a centralelor pe cărbune și pe gaze. Și România, din punctul ăsta de vedere, se află, inclusiv poporul Sencetic Oltenia, se află într-un proces de restructurare. Întrebare directă pentru tine, ca să pot, Dane, ca pe urmă să pot să merg și la liderul cartelului Alfa, la Bogdan Hosu. Este, cum mi-am permis să evaluez eu, o manipulare politică a nu știu câta oară a exploatărilor miniere atât din Valea Jiului cât și din Gorj, sau e doar în mintea mea această implicare a politicului? Este clar o manipulare. Pe de altă parte, vreau să, că tot m-ai invitat, vreau să le transmit oamenilor să fie liniștiți, să nu acceseze la genul ăsta de manipulări, pentru că vreau să vă spun următorul lucru, domnul Barbu. La complexul energetic Oltenia, în următorii 4 ani, sunt 4.500 de lucrători care vor ieși la pensie. Deci aici, în viitor, problema va fi de a găsi forță de muncă și nici de cum de a concedia personal sau de a rămâne oamenii fără locuri de muncă. Domnul Hosu, bună ziua! Bogdane, aceeași întrebare și pentru tine. E o prosteală și o manipulare de presă sau e reală amenințarea că minerii sunt nemulțumiți și vin la București? Nu, este o problemă legată de acțiuni diverse
a unor ONG-uri legate de exploatările miniere pe motivul politicii de energie verde și de protecție a mediului înconjurător. Evident că toată lumea subscrie la protecția mediului înconjurător, numai că ideea de a face acest lucru peste noapte, adică în 2-3 ani de acum încolo, nu înseamnă decât să pericliteze atât zona respectivă, cât și locurile de muncă și viețile oamenilor respectivi. Evident că programul european este prevăzut undeva spre 2050, dar entuziasmul pe care îl vedem în politica energetică românească pune sub semnul întrebării deciziile politicienilor noștri. După părerea ta, Bogdane, Bogdan, ești lider sindical de 28-29 de ani, dacă mi-aduc aminte bine. Comunicarea lui Orban ca premier și alinierea României cu guvern cu tot la politica europeană sunt corecte sau este un derapaj pe care mineritul trebuie să-l sancționeze? Este un entuziasm care nu este justificat în acest moment. Evident, politica de energie verde e o politică generală, dar la ora actuală a spune că vei face asta peste noapte înseamnă de fapt o nerealizare sau o nerealitate și un entuziasm nejustificat care nu înseamnă decât o nebunie generală legată de acest lucru. Domnul Vâlceanu, este prea entuziast premierul și șeful noastră de partid? Nu, este, dacă vreți, o chestiune care agită spiritele pe plan local și datorită unor evenimente care au curs în ultimii 3-4 ani de zile. În sensul în care, datorită unor acțiuni a unor ONG-uri, au fost blocate perimetrele de exploatare și de copertări care ar fi dat front de lucru și eficiența activității în domeniul am înțeles, energiei. Am înțeles, Bogdan. Dan Vâlceanu, te-am întrebat ceva, te rog mult să răspunzi. Da. Domnul Barbu, domnul Hosu, premierul, în momentul când a făcut această afirmație, a și folosit în afirmația pe care a făcut-o Green Deal-ul. Deci a spus așa, în contextul Green Deal se va trece la energie verde. Ori știți foarte bine amândoi că atunci când vorbim de Green Deal, orizontul de timp este 2050. Nu vrea nimeni să facă lucrurile astea peste noapte, nici nu avem cum. S-ar pune în pericol siguranța energetică națională. La momentul ăsta, în ceea ce privește complexul energetic Oltenia, s-a acordat de către acest guvern un ajutor de salvare și în condițiile în care el nu va putea fi returnat, în planul de restructurare, sunt prevăzute investiții de transformare a unor grupuri pe gaze și, de și investiții în parcuri fotovoltaice. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, Dan Vâlceanu, mulțumesc foarte mult, domnule președinte Hosu. Rămâneți cu noi, după o foarte scurtă pauză, vom da momentului unirii de la Trianon, a Transilvaniei cu patria mumă, ceea ce merită în emisiunea noastră. Revenim imediat!